Pentru cei care își făceau griji pentru Dani și Diana, să știți că erau foarte bine. Dimineața, înainte să se închidă ușile, erau pe canapea, râdeau, glumeau, s-au iubit. I-am văzut destul de zâmbitori și Dani avea zâmbetul acela care îi place Dianei. Cu siguranță s-au lămurit lucrurile între ei. Eu speram din tot sufletul ca Dani să aibă ceva de spus doamnei Loredana, nici de cum să aibă ceva de vorbit cu Diana. Dar se pare că tot Diana l-a supărat cu ceva. Nu știu cu ce, pentru că ea, sincer, nu... Cred că după caprici atunci s-a întâmplat ceva, sau în timpul materialului, nu i-o fi plăcut lui ceva. Oricum, Diana doar îi dădea curs discuției pe care doamna Loredana a inițiat-o și mie, sincer, nu mi-a plăcut deloc ce a spus dânsa atunci, că te bade, o bade, o rup sau ce a mai spus. Deci mi-a sunat într-un fel de Doamne ferește. Dar ei doi erau foarte bine și mă bucur mult pentru ei. Sper din suflet să nu-i afecteze ceea ce spune mama Loredana.